Sărutare, bine ați venit la un nou episod astăzi, după cum vedeți, sunt cu armele în mână și cred că o să facem niște ilegalități. Nu o să vă zic ce, o să vedeți pe parcurs. Să nu uitați de butonul de like și dacă sunteți noi pe acest canal, subscribe. Bă, acum așteptăm un pic și vedem imediat. Fiți pregătiți. De șeful, ce avem astăzi? Treabă? Astăzi o să vină niște băieți din Mafia Curcubeu să le vindem niște arme și după care ne închiriază serviciile noastre să mergem sub formă de mercenari să-i ajutăm să Da. salveze pe cineva, nu știm momentan, încă o să aflăm. Deci ați auzit, băieți, nu? Asta trebuie să facem de acum încolo. O să fie probabil, nu știu cât va ține episodul, dar el voi posta așa frumos, știți cum v-am obișnuit pe voi. Bă, pe viitor, ziceți-mi ce fel de rol pe doriți să vedeți pe acest canal, în afară de polițist. Sau, na, probabil poate și polițist, dar tot n-aș merge pe partea asta de mafie, de una alta, știi? Și pe unde sunt acești oameni? Momentan, din câte am observat, îmi transmite pe căscuță că sunt undeva aproape de autostradă, în spate, în partea aia. Am înțeles. Hai să Pe vedem când vin. autostradă. Trebuie să ajungă. Păi cred că putem să-i vedem pe aici, dacă vreți. Păi da. Ia să-i vedem, că sigur îi vedem pe aici. Acum trebuie să apară, într-un moment în altul. Da. Hai să vedem. Și apoi fugim înapoi repede cu armele. Ia să-i vedem. Oare de-mi trage după aici, fi? Aici vine, iau cu sniper puțin la ceafă, Ia, îi spun. ia, ia. Fă-le o demonstrație cu armele pe care vor să le vând, să le cumpere. Dar tu ai de mândru, nu? Sau? Am de toate, tot ce vrei am. A, bun, că eu nu prea Dau eu de toate am. am. A, dă-le tu atunci. În sumă, cât plătesc? Nu știu, vedem. Hai să mă numai cu acesta, nu... Mamă, să mor, eu trec cu asta, zici că... trec cu... plibeliule. A zis de alea, piu, piu, Star Wars. Ia uite că au venit. Da, asta vreau să Haideți zic, înapoi, au. haideți înapoi. Hai. Hai că vin, Opoziți. hai că vin. Ia-ți arme, Salut, ia-ți arme. coleg. Salut. Salut, coleg. Uite aici, ai Ia-ți arme. armă, repede că au venit, haide. Aici arme, hai, ia. Ce o e? Nu, e de Mai bine. Hai. Ce țigan? Vă dați jos și stați în spatele meu și nu vorbește nimeni, da? Cine vorbește, glonței de acum. E, Bună ziua, bună ziua, domnilor! domnilor, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Am venit așa cum ne-am înțeles Da, să domnilor! cumpărăm niște arme de la dumneavoastră. Uite, șaricul! Să știți că nu avem decât arme de calibru mare, noi nu ne jucăm cu jucării de-alea mici. Sunt foarte bune pentru ceea ce avem noi nevoie. Andrei, du-te, ia valiza cu bani să le dai domnilor. Da. Ce sună înaintați după mine. Noi suntem ca și o santinelă. Nu ne Ce mișcăm, nu ziceam? facem nimic. Nu, puteți și ia și tu cutia de mașină și bagă-le în portbagaj la domnul, mai bine. Imediat, imediat, stai de sus. Hai, colegul, mă ajuți? Să nu mă Șobolan, întrebați de ce șobolan, suntem. du-te adu mașina cu spatele aici. Unde Să nu sunt mă eu aici, întrebați. să Pui fie dau bani. spatele. Stai, domnul, pentru luăm marfa. Ne Nu, tragem un mai pic mai știu. încolo. Băi, dar eu știu pe băieții ăștia, băi, foarte de treabă, băieții ăștia. Să veniți cu A, pomul la uite, m-am mine. rășit. Să nu vă întrebați de ce suntem. Deschideți portbagajul. Băgăm acolo frățări mei. 5 sub, nu? Șlefu. Veniți câte unul la mine, da. Să avem și pentru revenion. Mergeți pe rând acolo la domnul. Eu dau bani. Pun aici, domnule, în servietă, aici, în spate. E eliberatul cu banii, mă. Pune Aia, da. Mai încă una. Să-ți dau cu o gumă de amestecat. Bă, domnul, vreau eu, cu de unde iau armele? Mașina. Vino aici la mine, domnule. Să vă dea cheia. Să vă dea cheia, colegul. Ce mi-e, domnule? Oh! 100 de gloanțe bune, atât a zic. Va ajunge, nu?
Sper că vor ajunge. Uite, bebe, de când nu mai am, n-am mai avut oameni. Da, domnule, da, domnule, veniți în coace, că nu v-am dat și supozitoarele. Mm. Domnul Șobolan, cu respect. Domnul Șobolan, uitați-vă la el. Niște armuri, ceva doriți. Cine mai e? Mai e cineva care da, are... Da, 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 eu dau. Eu mi-a dat supozitoarele mie, așa. Armură. Veniți aici la dubă, să vă dau armură. Mai vrea cineva armă? Păi nu știu, mi-a spus că da, așa să dau supozitoare. Ia luați dubă. Mai vrei supozitoare, să înțeleg, nu? Păi nu, am spus că am uitat supozitoare, domnul, că mi-a dat băgat-o acolo. E bine acum. Mamă, cum arată ca un nou frate. Asta pe serverul OneTap România. Mai avem un corp, bă, acolo. Are să mă sulei. Eu, ăsta, acum, ăla, dă-i la femei. Ia luați aici. Poate începe să tragă noi, adică... Mamă, ia uite. Mamă, ce periculos să arăți așa cu oameni. Domnul bebe. Da, da, da. Ia șoaricu. Tipul șobola. Dă-te mă șobo de aici. E bine? Foarte bine. Știi ce vreau să vă rog? Dacă aveți cumva o armură. Da, avem și tale. Atunci din mașină e cam mai multe. Ia vezi dacă mai găsiți ceva prin mașină, colegul. Că eu nu mai găsesc, nu mai văd. Am în mașină la dacă vrei. Sigur, mai găsești unul pe acolo. Bine? Ia-le pe șobolan, bă, drept. Mulțumesc, domnule. Vă putem ajuta cu altceva? Eu vă văd că sunteți foarte, foarte pricepuți. Mă gândeam dacă ne puteți ajuta contra cost să mergem peste o organizație care mi-a supărat foarte rău. Domnule, contra cost, face mă. Pe mine m-a tuns chiar, domnule, ca să înțelegi. Numai că... au. Ce am vrut, domnule, de dat să-mi... E de plastic, e de plastic. Ce râd proști ăștia așa? Ce râdeți, mă, așa? E de antrenament. Care arăți, mă? Care arăți, mă? Nu, eu, nu, eu, șobo, șobo, șobo. Nu, eu, mă, nu, eu, ce vezi? Poate vă dau și eu câte una. Poate pe mâine devenim șobolan. Să mă vedeți ai pe șobolan. Așa ne putem echipa ca să nu ne știe și pe noi lumea și putem fi mercenarii dumneavoastră. Mamă, asta e tot ce am nevoie. Deci fiți atenți. O să mergem în cartierul unde au ei, unde stau ei, în Italia. Okay. Vom merge peste ei acolo. Ideea e că vreau să-l prind pe unul dintre ei, italianul. Italiano Vero se intitulează el. Mamă! Vreau să-l prind și să-l omor cu mâna mea. Am ajuns să mergem peste italian. Deci cel care ne-a trădat fratele, suntem zic așa, atunci. Cel aveți care l-a omor pe fratele nostru, mergem pe el. Hai să luăm mașinile. Hai, șeful. Stai să închid ușile. O lăsăm aici. O iau un covo. Las comunciu, urcă-te în cealaltă. Nu, nu, merge doar cu alea camuflate. Lasă pe aici. Hai, șeful. Hai, conductul. Șobo! Ia-mă și pe mine, prietenul meu. Scuze-mă, șobo, hai. Hai, duceți. Să vă puneți centurile, că astea sunt periculoase rău. Știu, 450 pe oră. Hai, planau. Nu, îndrept armă. Hai să mergem. Și cum? Un coleg de-a nostru. Sunteți gata? Da. Vezi că ai zis o vorbă înainte. Pune și tu pe GPS. Da, vreau să-l mor eu cu mâna mea pe italian. Ce? El omor eu ca el era zic cam happy. Era cumpărat meu. Îl aranjam frumos, eram cel mai șmecher. Acum îmi place că se uită fetele la chei și nu te vezi. La chei? Băi, am pornit. Bă, și am primit aici un mesaj și că Larisa s-a culcat cu toți. Și că am venit cu brigada, Așa-i dădea și George, bă. Păi iată după ce. Eu iau pe moca. Da, porque de ella no practico. Que Dios te diga. Tá, João, que está aí. Que Dios.
Da, băieța asta vom face, vom merge peste italian, nu știu ce locație are, nu știu unde mergem, dar ne pregătim. Mai vreau să aud bești din ăla. Ai, clar, ne pregătim. Dar nu știu cine rămoare până urmă. A zis acest domn că Bebe Moisen a zis că el omoară. Tu n-ai pus bine, mă, nebunul. Dreapta, în spate, în dreapta trebuie să mergem. Dă-i aia aceea în dreapta, în fața, dreapta. Taci că știu, taci că știu. Bine că știu. Cred că am ajuns. Mama, vreau să... Tot. Hai că-l omorăm. De ce nu-l omoră? Domnul Bebe Moise sau? Uh-huh. Trebuie doar să tragem pe lângă ei, pentru că Bebe vrea să-l prindă pe una, să-i spună la rău. Bun, bun, bun. Ei, credeam că trag în el, nu... pe lângă. Da, nu, e o problemă. Eu... locația... Mă duc 5, că ăsta e nevăcosul meu. Ea, băi. Așa, bă. Cum mi-a făcut șupă la mine? Și ce are un? Să se închizi mașina. Nu știam. Luați-vă armele. Puteți da un alt. Puneți-vă armurile pe voi. Eu nu am. Ce nu am? Hai că începem. Hai că stai eu, cagă-i. Ridică mâinile, te dau frate. Gata, vreau să fac. Care de armă? I-am dat, pe mama lor. Noi suntem cu aia mai mare. Rușii. Deci ca în armată. Ca și rușii. Ascultați aici. Trebuie să ne împărțim. Și foarte important este, ceea ce spun acum, nu s-aude pe live, să nu trageți direct în oameni. Tragem așa pe deasupra, nebun. Trebuie neapărat să-i omorâm pe toți. Dar mai puțin pe italianul. Am înțeles. El trebuie prins, trebuie să-l capturăm și să-l ducem într-un loc special unde Andrei poate să se răzbune pe el așa cum și italianul s-a răzbunat. Mamă, ce furie are. Ia zi, Andrei, îți dorește asta? Bravo, Andrei, bravo, ce furie are, mă. Bravo, frumoase cuvinte, bravo, bravo. Calmează-te, mă. Așa faci. Calmează-te. Dar mi-e rușine că l-am ales. Haideți să ne despărțim. Cine vine cu mine? Mă-s echipele. Băi, eu mă duc pe clădiri să analizez zona. Când cine vine cu mine? Eu o să mă duc pe min joc, vreau să mergeți unii pe stânga de tot și unii pe aici pe dreapta. Eu mă duc să... prin dreapta. Mă duc eu pe aici prin dreapta. Hai. Când trece minile sau când ai anunțul, eu o trag. Ceaușescu pe mama lor. Haide. Pe stânga, bă, nu pe aici, mai pe stânga, mă, mai pe stânga. Vă împrăștiați pe aici și când îi vedeți, dați de veste. Hai, mă, hai pe aici. Oare unde ești pe ăla? Nebunule. Cred că l-am văzut pe unul, dar e de-a nostru. Băi, dar lucrați un pic mare, adică, da. N-ai găsit nimic? Nu, nu. Mamă. Hai, merim prin față. Uite o mașină aici, uite o mașină aici! Unde? Aici. Și cum îi anunțăm? Nu știu. Am înțeles. Hai după ei, hai cum, stai că mă duc după ei. Stai să văd dacă mi-ai găsesc. Domnul. Da. Hai că am găsit o mașină. Două mașini, de fapt. E posibil să fie aici. Uitați aici. Aolo, cine-a ta? Nu știu, noi nu. Ei. Bă, unde sunteți? Șșș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 ș
Domnul, vă ceva acolo în față.
Da, da, sunt italieni. La comandă tot trebuie. Rămâneți aici, rămâneți aici. I-am găsit, mă, i-am găsit. Vezi că fug, vezi că fug. Mă pune, dracului, să mă ascund, stai că mă duc mai în spate. Să nu mă vadă. Ce fă, mă, nebunule. Hai, mă, anunță pe celălalt. Nu, deci plec tatuajele alea de pe corp. Ia șobolanul! Că la capă, bă, ce fain skin e ăsta, mă. Bă, îți trage, mă. Trage, mă. Băi, trage, trage! Aveți grijă. Da, bă, trage-le să... Mortul, mortul, nu! Nu trage în ei! Nu, nu-i mort, nu-i mort. Nu trage. Nu mai trage. Unde să ia? Mama, a rămas fără gulanță, fără gulanță. Of, aveți grijă! Băi, pe Ceaușescu! Mama, nu m-am cu numai gulanță. Aveți grijă! Mor de aici sus. Două și unu de gulanță, mamă. Hai sus, mamă! Aveți grijă, hai că vin și eu, vin și eu! Stai că... Du-te, du-te, Vasilei! Nu trage, nu trage sus, du-te, băi! Du-te, mă! Du-te, 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 șobolane! Lași-mi, mergem pe stâi și luăm cu mâinile sus. Nu, 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 nu. Bă, șobolane, unde-i? Mâinile sus, predați-vă! Ia, zic să vă predați, vă predați! Predați-vă! Predați-vă! Suntem prea mulți! Predați-vă mânca mea! N-a mers mai față. S-a predat mânca mea aici. Ce mă de picioare. Mâinile sus, mâinile sus! Mâinile sus. Lasă-i că-i pune cătușe. Lasă arma jos, îi pun eu cătușe. Căbălanele sus! Mâinile sus! Arma jos. Pune-te. O, gajica! Aia, mea, bă! Așa. Am prins italiene. Încă? Italine, ți-am zis că o să plătești pentru ceea ce ai făcut. Vreau să-l tunde în kill. Aaaah, am prins de data asta. Mă așteptam să fiți mai mulți aici, dar cam puțini italieni. Au plecat toți în Italia, la Napoli acolo. Înseamnă că am atacat în momentul potrivit. Dar cu bombele alea ce ați făcut? De ce ați minat aici teritoriul? Ați știut că veniți? Păi da. Cine e șarpe de la noi? Nu se zice. Punguță, bagă-ne punguță. Ce? Ce? Da. Ce? Ce? Arpe. Băi! De-aia nu e cu el, cu noi acum, mă, uitați-vă ce ne-a făcut. Acum este în Italia. Bă, vreau să-l tune în capăt. Asta avea parte de bine. Luați-l și aduceți-l la mașină. Lăsați-l să vină. Uite-mă. Aoleo! Dă-te, mamă. Stai că leu eu, leu eu. Nu mai vrei. Îl tunde în chel! Bate-mă! Chel! Îl torturăm! Pune-mă cheașa la mine! Trăzeți-o static! Zici și eu! Zici că lor mă omentăm să mă... Dăricule, poți să-l duci? Mi-e greu? Ba, e greu cu armura asta! Dar dacă... Mamă, și-o pus-o bălă în armura! În coda asta mea supremă, în loc de al treilea picior! Aha. Are cine ăștia, bă, băiatul? În sărăci. Păi nu sunt în sărăci ca dumneavoastră. Conduc eu, conduc eu, mă. Mai repede și deci îți dau una, acum am șobolane. Du-te, vezi. Unde merge? Unde merge? Șobolane? Ce... Am înțeles. Hai, urcă, urcă, urcă. Pe partea cealaltă, da. Așa. Hai, șeful, hai. Hai, ușor. Papuci. Bă, lasă-l un pic, șob. Hai să-l prind șobă. Bă, lasă-l un pic. Bebe, vreau să-i uit la ceva. Că nu avem timp acum. Ia-l de acolo și adun-l cu acest. Dar mai bine cu părul prins sau fără? Bă, ce faci, mă? Cu părul prins? Stă fără bine. Ia-mi-a, mă.
Are mașina închisă, să iei la mea, hai la mea. Eu mă duc cu bebe. Care e? Unde e șeful dumneavoastră? Ce faci, mă? Băi, bagă mașina acolo. Hai, mă. Stam. Unde e șeful dumneavoastră, domnilor? Unde să-l bag? Unde să-l bag? Unde să-l bag? Că nu vă văd. Hai, până aici. Haide să... Codoște-o. Nu cred că nu mă... Da, cred că mă... Da, 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 te vezi, te vezi. Te-ai închisă mașina. Domnul, dacă sunteți aici în fața mea, v-ați luat o pelerină din asta să fiți invizibili. Închisă mașina, basul. Mi-e rescris. Am de pun eu degetul. Da, da, e fix acolo, am de pun. Ne vedem, unii, da, alții, nu? Domnul, nu știu de ce. Cred că e de la bombele astea. Domnul, voiam să vă spun că vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ajutat să-l prindem. Oricum, domnule, cu plăcere. O să trec eu pe la dumneavoastră mai târziu și o să mai las acolo o valiză de bani. Da, domnule. Acum va trebui să mergem să ne răzbunăm, practic, pe acest italian. Bagă-l, mă, mașină și obolani, faci, te plin cu el pe aici. Acolo e treaba dumneavoastră, domnul, noi ne-am făcut treaba, vă mulțumim pentru... Ne-ați ajutat foarte, foarte mult, să știți, vă mulțumim frumos. Da, să aveți o zi bună, la revedere. Dar am vrut să vă spun, nu pot să mă scăp dacă mai acuz. Băi, băieți, aici a fost episodul. Eu v-am lăsat. Sper că v-a plăcut. Și... vă urez o seară cât mai frumoasă. Salut!